Da, un nou spectacol la Dorado, Old Dorado Steakhouse, în Northampton, zici tu, da? Da, așa este, este foarte. Să vedeți cum, da? E bine? Să vedeți cum suntem priviți. Asta că vă arăt acum. Ia uite. Opa! Mamă, de la greu, bă. Păhărele. Dar să vedeți și de ce oameni buni, stați așa. Ia. Nu e decât sold out. De două ori. Două spectacole. De la 6 și de la 9. Ne vedem un pic mai târziu. Indienii face film. Asta video clip. Mizinicule, cum se făceau, te duceai, dar n-aveam bani la 15-16 ani, ce bani aveai? Eu păstram tot timpul pungile de cadou de la Crăciun, știi? Și când venea cu zi de asta de naștere, găseam eu ce să bag în ea. Dacă nu găseam, mă vedeau tovarășii și deșeam din scară cu punga aia goală. Unde aduci lumitule? La Alexandra, dar mai vedea doar pe mine. Păi ce pui, mă, ce pui în cadou? Am doar punga. Vine, mă, că am eu o carte, venea unul cu o perică de dinți, eram 16 ani, mă. 6-7 bete sau vin de țară, ce aveam noi atunci, la 15 ani. Te duceai la baie, nu? Corect, te duceai la baie să te piști, ca orice om normal, te duci să-ți faci nevoie. Mă, ca doamne, a, trebuia să bag baie cu casa. Aia, stați așa. Bă, și m-am dus la baie să fac pipi, mănâncă doamne. Și când am pus mâna, m-am desfăcut la șliț, când am pus mâna pe ciocănel, puțulică cea la mea atunci, bine, și acum nu se poate. Mi-am adus aminte de mama instant. Nu la modul a bolnavilor. Mi-am adus aminte ce mi-a spus mama. Am tăiat pișeatul până să iasă, hop! Era colacul lăsat. Mama mi-a zis, copile, oriunde te duci în lumea asta și la noi acasă, ridici colacul totdeauna dacă e lăsat. Că sunt doamne și domnișoare peste tot. Și ele fac pipi de jos. Gata, și ridici capacul lui Alexandra colacul. Dar acum, Alexandra să pișe pe cei 7 ani mai tăi de acasă, pentru că are colacul ăla muiți care nu stă. Știi că le îndiși și cade? Nu vrei să ai cei 7 ani de acasă, dar Alexandra are colacul fătut. Și încerci și din a doua, ai văzut, ești ca un Spider-Man de ăla, ca un ninja, e așa, îți ții respirația. Le e ușor cu cetilitorul, hai că poate nu cade, dar cade, dar cade tot așa încet cum îl pui tu, știi? Și calculezi 6 B, nu, îmi dai pișatul, n-are cum. Până la urmă am făcut-o pe aia, l-am ținut cu mâna stângă și mă pișam cu dreapta. Ai, că-mi fac! Eu de obicei n-am bluș, de ce la mine se termină muzica și eu încânt singură. Dacă vă place bine, dacă nu vă explici de ce n-am voce. Ain't no sunshine when she's gone. Da, de la sexualii asta, mă înțeles. Băi, am terminat show-ul de la Dorado. Am și născut în turneul ăsta. Ana, să mă rog, mama, când a venit n-avea copil. Doamne ferește, mă vede al ei. Ce credeți, mă și cunoaște. Și acum vine, ce tată el. Zâmbește aici, la frumos, la cameră. Păi da, și ce credeți? Nu e cu bendeac. Nu e. E cu varză, e cu varză! N-are cum, mă, că nu seamănă cu... Auzi, mă, Doamne ferește! Dar eu ce-am? Pă, nebună! Ce-am eu ce-am? Bine, am, n-am! Ai bătrânețe! Ai, că n-am să vor să... Da, iartă-mă, băieți! Uite, mă, frumusețe! Ține-te acolo! Ține-mă buburuzile mic, mă! Ține-mă buburuzul mic acolo, mă! Mamă, super show-uri! Două show-uri, super show-uri! Hai că ne vedem imediat!